Se fac pregătiri intense pentru un botez de milioane. Nicoleta Dragnea și-a ales ținutele pentru ziua cea mare, când va avea loc evenimentul, ne spune chiar fosta ispită de la insula Ivirii. Vă pregătiți de botez, așa este? Mm-hmm, da. Ai reușit să pui lucrurile la punct? În mare, în proporție 20%, da. Mai avem așa câteva chestii, dar le rezolvăm până atunci. Ți-ai ales ținuta? Nu, mi-am luat materialele zilele trecute și fix acum mă pregăteam să merg la atelier să vedem cum ne apucăm să le croim. Că n-am putut să mă decid și mi-am luat mai multe și, în fine, știi cum e, pleci după un avion cu 6. Nu. Și o să văd, trebuie să văd că nu m-am hotărât exact cum vreau, ce vreau, dar cred că o să fac mai multe modele și motivul cu care mă îmbrac. Pentru mine e super ușor, că eu asta fac rochii pentru femei. Așa este. Cum, fac pentru alte femei și pentru mine, nu? Dacă sunt indecisă, asta am zis, că tocmai asta am făcut, am cumpărat mai multe materiale, mai multe modele, mai multe chestii și mai multe culori, că n-am putut să mă decid. Și am zis, până la urmă, hai, facem din fiecare cât un model și apoi văd eu ce-mi iau, știi? Despre petrecere, ce ne poți spune? Păi despre petrecere, ce să vă spun? Sper să fie una foarte frumoasă. Unde să ne distrăm, că de fapt asta ne dorim. Să ne distrăm, că nu ne-am mai distrat de mult. N-am mai avut timp de prea multe ieșiri, de na. Viața copiii e puțin mai dificilă. Va fi o petrecere mare? În jur de 150 de invitați, cam așa. Va fi o petrecere... spune, e foarte mare, dar nici foarte mică. Ce surpriză ai pregătit invitaților? Păi uite, fiind asta mai lucrez, că momentan la muzică sunt... la muzică ne-am hotărât și așa, dar vreau să văd ce se mai... m-a apucat să mă informez, să văd ce se mai cere. Cred că contează foarte mult invitații pe care îi ai, știi? Da, și asta e adevărat. Noi am chemat întotdeauna numai prieteni. Adică toți care au fost și la Vladimir au fost prieteni foarte apropiați nouă. Nu, că de aceea nici nu este un eveniment foarte mare. Cine va cânta la botez? Mai avem o formație de pe la Brașov. Va mai cânta și colega mea, Bela Santiago. Mi-am dorit eu mult să cânte pentru că e foarte talentată. Se zbârlește pielea pe tine când pune mâna pe microfon. Este, nu știu, e printre cântăreții mei favoriți. Când va avea loc petrecerea? În august. Pe 17 august. Mai aveți foarte puțin. Păi da, uite că e cam totul pregătit. Am spus, rochiile mele nu sunt gata. Dar până la urmă, și dacă n-ar fi, mă duc eu în geam.